Președintele Partidului Liberal Reformator și totodată candidat la președinție, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost prezent sâmbătă în Prahova. Mai întâi a participat la Vâlănii de Munte la prima ediție a Târgului Apicol și la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Țuicii, unde a interacționat cu producătorii și cu prahovenii prezenți. Toate sunt românești, de încredere foarte naturală. Bio. Călin Popescu-Tăriceanu a mers și la Târgul de Toamnă din comuna Măgureni și a participat la dezvelirea plachetei care consfințește denumirea de Centru Cultural Sportiv Gheorghe Iarca pentru așezământul din localitate. Prilejul vizitei sale, candidatul la președinție a discutat cu prahovenii prezenți despre programul de țară pe care îl propune România, a șaptea putere economică a Europei. Vreau să cred că la aceste alegeri încheiem un capitol și întoarcem o pagină. Și ne întoarcem la România prosperă, la România a bunăstării. E România pe care vreau să o văd spre bucuria dumneavoastră a tuturor, pentru binele copiilor care trebuie să aibă o școală bună pe care să o învețe și să capete o meserie, pentru cei care sunt în puterea vârstei și să aibă un loc de muncă bine plătit, sau pentru pensionarii care trebuie priviți cu respect. Candidatul Partidului Liberal Reformator a invocat perioada în care a fost premier. Am demonstrat când eram prim-ministru cum poate să fie schimbată fața României. La fel voi face și când voi fi ales președinte. Și acest lucru nu se poate face decât cu sprijinul dumneavoastră. Modul în care am guvernat eu România trebuie să vă dea încredere să mă votați, cu convingerea că am capacitatea și am experiența să produc o nouă transformare a României.